Asta e mașina de spălat care face așa. Super. Asta e mașina de spălat. Băi, dar în atâția ani de YouTube n-ai învățat că nu pui mașina de spălat când vrei să filmezi. Da, azi încercăm să facem un video așa cu o coloană sonoră pe fundal provocată de mașina de spălat. Asta este. Și vorbim în acest video despre tranziția pe care am avut-o de la pompa de insulină la penuri. Am revenit pentru câteva săptămâni la schema de tratament cu penuri de insulină. Pa-na-na-na. Am renunțat la pompă. Vai de bine! Și sunt pregătită să vă zic, am renunțat la pompă temporar, ca azi mă întorc la ea. Am revenit pe aceste două penuri de insulină. Iată noua dezvăluire. N-am vrut să vă povestesc despre chestia asta, pentru că n-am fost foarte sigură cum o să meargă. Prost a mers, vă zic de pe acum. Ideea este că am vrut să văd pe pielea mea ce înseamnă tranziția de la o pompă de insulină la schema de tratament cu care am fost obișnuită înainte, adică o insulină bazală pe care o fac o dată pe zi și insuline rapide la fiecare masă. Și vreau să văd dacă cum mă descurc din nou pe această schemă de tratament și să văd care schimbările, pentru că am zis că dacă tot sunt în carantină în casă, am un mediu mai protejat în care pot să verific glicemiile și nu mi se întâmplă nimic rău, nu sunt pe stradă sau ceva. Ăsta e momentul să trec pe penuri și să văd dacă m-aș descurca fără. A fost, cred că, o săptămână, două săptămâni, cred, sper să nu zic prostii, de când sunt pe această minunată schemă cu penurile. Horror! Mi-am amintit foarte repede de ce m-am hotărât să trec pe pompa de insulină. Pentru că ajunsesem ca și acum să fac foarte multe injecții, pentru că eu sunt o anumită tipologie de pacient, un anumit tip de om, un anumit organism care e extrem de emotiv. La fiecare supărare, la fiecare tristețe, la fiecare sentiment, mie îmi cresc glicemiile haotic și pe pompă pot să-mi ajustez chestia asta mult mai bine și da, penul din insulină bazală nu face față la nevoile mele. Și oricât de mult ați vrea voi să-mi spuneți că sunt un exemplu prost de diabet și așa mai departe, fraților, voi n-ați fost o zi în pielea mea să știți ce înseamnă să ai glicemiile pe care le am eu. Eu nu aș vrea să-mi fac rău niciodată, adică trebuie să fii de-a dreptul pueril să-mi spui mie că eu nu vreau să am grijă de diabetul meu. Normal că vreau să am grijă, că nu-mi place să port senzori, catetere, nu-mi place să fac injecții și nu-mi place să monitorizez tot ce fac. Totul o fac pentru a obține glicemii bune și când nu se întâmplă chestia asta, înseamnă că am un anumit organism. Și cunosc foarte multe persoane, prietenii mei, care se confruntă cu aceleași fluctuații mari pe fond de stres, emoțional, fizic, psihic și așa mai departe. Se știe și pentru mai îmi povesteau prietenii mei de la școală că la orele de unde au teze sau examene sunt foarte stresați, glicemiile nu le mai ascultă. Prietenii mei mai mari care sunt la facultate mi-au zis că în perioadele de stres, cu licențe, cu examene, la fel îți dați peste cap. Cunosc fete care la fel sunt emotive și îmi zic că le este greu să aibă glicemii stabile și pe de altă parte, cum sunteți alții voi care vă uitați la mine și mă criticați, care aveți glicemii total stabile, care aveți un management extraordinar al diabetului și nu pot decât să vă felicit. Dar în același timp nu sunt de acord cu criticile pe care mi le aduceți mie pentru că eu nu am glicemii bune. Da? Asta a fost disclaimerul meu pentru că de multe ori m-ați călcat pe coadă blamându-mă că nu am un diabet bine controlat. Ba, aflați că am un diabet cât se poate de controlat pentru că nu mai ești ce înseamnă să ai fluctuații și să nu mai poți să controlezi asta pentru că nu ține de mine. Așa că de asta am și trecut pe pompa de insulină pentru că nu făceam față cu această schemă de tratament. Într-adevăr, am documentat și aspectul ăsta
despre cum se face trecerea de la o pompă de insulină la penuri. Dacă vrei, de exemplu, să mergi la mare sau în concediu, mă rog, o fi să fie momentul ăla magic, cum abordezi schimbarea și care sunt lucrurile pe care trebuie să le iei în vedere. Doar că pentru acel video trebuie să mă organizez mai bine, să-l fac ca un video pe YouTube care să fie mai ușor de accesat la loc. De asta doar în daily vlog-ul ăsta am abordat un pic subiectul ăsta de la trecerea de la pompă la penuri și înapoi. Astăzi trec înapoi pe pompă pentru că nu pot, nu face față. Mi-am mărit bazala, am o groază de lucruri pe care le-am încercat și nu merge și știu că nu e ca și cum ai deconectat pompa, ai făcut prima injecție de insulină bazală și gata, urmează glicemii bune. Știu că organismului trebuie până la 3 săptămâni, chiar mai bine, să reintre în normal cu această bazală. Dar eu știu foarte bine că am făcut cu penuri mult timp și tot nu reușeam să am glicemii stabile. Dar da, trebuie să aveți în vedere că în momentul în care vreți să luați o pauză de la pompa de insulină, trecerea pe penuri va fi destul de frustrantă. Mulți mi-au spus că au experimentat glicemii foarte mari în primele zile, unii au avut până la 3 luni de glicemii mari până s-a acomodat organismul cu această insulină bazală, pentru că știți, pompa de insulină merge doar cu insulină rapidă, adică eu teoretic am doar FIASP în schema de tratament cu o pompă de insulină. Ei, acum când am introdus și această insulină Toujeo, asta e, corpului clar îi trebuie mai mult timp să se acomodeze. Nu i-am dat suficient timp, știu că în 2 săptămâni corpul nu înțelege absolut nimica de trecerea asta, dar am vrut efectiv să fac un experiment să văd dacă chiar era o problemă în managementul diabetului meu sau nu puteam eu să fac față. Și, na, e corpul meu de așa natură, sunt foarte emotivă și îmi crește glicemia foarte tare în situații de stres emoțional. Sunt o persoană emotivă, pun la suflet, aia e, sunt emoție pură, n-am cum să mă schimb și n-am cum să... Și nici nu vreau, de fapt, adică am avut ieri, am avut o intervenție live, o chestie care nu ar trebui să implice stres emoțional sau ceva. Dar m-am emoționat, am avut emoții și mi-a crescut glicemia foarte tare. Astăzi am avut iară un interviu pe Skype. Mi-a crescut glicemia, acum am 250. N-am cum să schimb chestiile astea la mine. Adică, pui mei, nu-mi doresc să-mi fac rău în mod expres. Dar am vrut doar să vă zic că am făcut și chestia asta, că am luat o pauză de la pompa de insulină cu scopul de a lua... Nu știu care a fost neapărat scopul, am vrut o pauză, cred. Sunt plină de vânătăi, schimb acolo la fiecare injecție și tot sunt plină dată de vânătăi și chestia asta nu mă acoperă suficient de bine. Și da, mă întorc pe pompa de insulină. Asta e marele meu anunț pe care l-am făcut acum. V-am zis că nu vin aici cu un exemplu de bune practici, vin aici cu un exemplu de așa fac eu lucrurile. Și nu dau sfaturi în sensul ăsta, nu vă recomand să renunțați la pompa de insulină. Vă dă peste cap total, vă declanșează glicemii mari inutil, pentru că oricât de stabile ați fi voi, trecerea înapoi pe penurile de insulină vine la pachet cu o destabilizare a glicemiei, pe care nu știu dacă are sens să ți-o provoci dacă nu ai un motiv anume. Motive ar fi un concediu la mare, de exemplu, când vrei să intri mult și des în piscină sau în mare și nu vrei să ai grija cateterului. Un alt motiv pentru care se renunță la pompa de insulină ar fi o defecțiune locală. Deci ăsta ar mai fi un motiv pentru care o persoană purtătoare de pompă ar putea să ia o pauză de la ea. Concediul la mare, defecțiunea pompei, pur și simplu vrei o pauză de la un device care stă atașat non-stop sau pur și simplu ca un experiment. Adică da, îmi place libertatea pe care ți-o creează lipsa firului. Dar în același timp nu merită. Adică nu merită. Și tot așa am ajuns să fac 6 injecții pe zi. 6 injecții. Sunt plin de vânătăi și de ace care și de găuri de la acele astea. Adică nu cred că merită. Dacă aș fi putut.
să am glicemii bune și glicate ok cu penurile, n-aș avea motive să fac tranziția pe o pompă de insulină, logic. Dar nu reușesc și mai văd treaba asta în schema de tratament cu penuri. Nu se sincronizează foarte bine digestia alimentelor cu acțiunea insulinei. Adică, da, frate, livrez 5 unități și fac hipo, pentru că ce mănânc se metabolizează mai greu. Iar cu pompa de insulină livrez personalizat pe două valuri sau, mă rog, folosim funcția bolus wizard. Nu e problema de calcule, că pot să fac mental tranziția de la câte unități îmi trebuie la ce mănânc și așa mai departe, dar e aiurea că nu pot să livrez insulină în felul în care o livra pompa. Și cam astea sunt gândurile mele sincere, sunt un pic iritată, cred că se vede. Diabetul este diferit de la o persoană la alta și din nou îmi zic că experiența mea de aici se aplică doar la mine. Și înainte să zici că sunt un pacient irresponsabil, ia videoul ăsta ca, nu știu, ca o formă de divertisment. Pentru că daily vlogurile astea vin fix ca o formă de divertisment. Nu sunt aici să învăț pe nimeni. În aceste doi daily vloguri doar vă arăt ce fac eu zi de zi, așa că asta nu este un exemplu de bune practici în diabet. Și înainte să faci comentarii, asigură-te că ai înțeles demersul meu aici pe internet. Așa că înainte să tragi orice fel de concluzie, asigură-te că ai înțeles care e demersul meu aici pe internet. Asigură-te că ai înțeles ce înseamnă acest daily vlog, că e lipsit de orice presiune de a face educație medicală. Sunt aici doar să vă povestesc din ce năzdrăvenie am mai făcut, ce gânduri mă încearcă, ce obstacole și experiențe am mai trăit în autoizolare. Da, nu vin aici să vă învăț neapărat ceva, vin aici să vă povestesc din ce am încercat. Era să v-am povestit despre năzdrăvenia mea de a renunța pentru o perioadă scurtă la diabet, nu la diabet, aș vrea eu, la pompa de insulină. Am venit cu experiența pe care am trăit-o și am să vă povestesc mai multe despre ea, evident, într-un alt video. Da, concluzia e foarte simplă. Am renunțat pentru câteva zile la pompa de insulină, a fost horror, mă întorc la ea, revin cu un video mai amănunțit despre ce presupune tranziția de la pompă la penuri sau cum ar trebui abordată o pauză de la pompa de insulină. Dar astăzi este doar un daily vlog, astăzi este doar despre așa, a arunca pastila despre ce nezdrăbănie am făcut eu. Și cam asta e. Vă țin la curent cu ce mai fac în carantină. Bun. Gata. Am vorbit mult prost și ne vedem mâine. Thank you.